Anul acesta, guvernul se ocupă de autostrada București-Constanța, dacă sunt banii, ceva pe la Bechtel și cam atât. După ce se avizează această autoritate de la Ministerul Transporturilor, probabil lucrurile vor sta cu totul altfel. Păi, dumneavoastră, pentru Bechtel ar fi absurd, într-adevăr. Mi-amintesc eu că și Churchill, în perioada de criză, a făcut autostrăzi pentru a permite crearea locurilor de muncă, dar dacă noi dăm lui Bechtel, da. Bechtel care lucrează cu turcii, nu ne ajută așa cu este. Nimic. Poate infrastructură, poate această alocație bugetară se referă la drumurile din mediul rural, poate să referă la electrificare, pentru că noi cred că suntem singura țară europeană care mai avem zone de electrificare la ora actuală. Nu știu, poate se referă la categorii de